Vom afla acum de la Adrian Dragomir trei lucruri esențiale legate de evenimentul Online Business România. În primul rând, despre ce va discuta în prezentarea lui, de ce merită să-l ascultăm și termene.ro pentru ce, cu ce ajută antreprenorii la început de drum. Salut! Salut, salut Bogdan! Păi, vom discuta despre antreprenoriat, în primul și în primul rând, și vreau să atac un subiect pe care îl aud destul de rar, și anume cât de greu este pentru un antreprenor să facă diferențierea mentală între rolurile pe care trebuie să le acopere în activitatea sa în cadrul unei companii, mai ales când este și owner și administrator al companiei. Deci are rolul de acționar, are și rolul de administrator, trebuie să înțeleagă că are și rolul de coleg, are și rolul de soț acasă și așa mai departe. Și vreau să abordăm această diferențiere de roluri și chiar să propun o metodă prin care să ne fie mai ușor să știm din ce poziție discutăm, din ce rol atacăm anumite subiecte, anumite spețe, anumite contexte. Deci asta ar fi tematica principală pe care eu aș vrea să o abordăm. De ce mă consider competent? Păi, în primul rând, datorită experienței. Fac de micofil, fac antreprenoriat de la 13-14 ani din liceu militar și de atunci nu m-am oprit niciodată, într-un fel sau altul am construit afaceri, am construit business-uri, îmi place foarte mult leadership-ul, este pasiunea vieții mele, ca să spun așa, deși este în același timp și visul și coșmarul vieții mele. Iar despre termene.ro, ai nevoie de termene.ro la început de drum din două motive mari. În primul și în primul rând pentru că îți monitorizăm compania în toate sursele oficiale ale statului român și te anunțăm dacă cumva apare orice fel de modificare, gen expirarea sediului social, te dă cineva în judecată, te raportează cineva cu o factură, orice modificare, primești notificări în mod gratuit. Iar al doilea ar fi faptul că poți să înțelegi foarte clar, foarte bine, care este piața în care tu activezi. Că poți să uiți la nivel de localitate, la nivel de județ, la nivel național, pe anumite industrie, pe un anumit segment de companii și să înțelegi foarte rapid unde te joci, care sunt regulile jocului tău la tine în industrie. Deci astea ar fi cele trei puncte pe care aș vrea să le abordăm în data viitoare când ne vedem. Super, mulțumim și ne vedem la eveniment. Salut! Cu drag, vă aștept, ne vedem acolo!